Pisica verde de Elise Wilk este dramatizarea radiofonică a unui spectacol care naște multe semne de întrebare privitoare la relațiile dintre părinți și copiilor. În textul autoarei, personajele au nenumărate nedumeriri legate de lipsa modelelor și a aspirațiilor. Criticul de teatru Costin Tuchilă. Această piesă are ca personaje 6 tineri de astăzi care trăiesc într-un oraș de provincie în care totul este cenușiu, în care domină plictiseala, iar metafora care dă titlul piesei, Pisica Verde, este iluzia libertății pe care toți o trăiesc. Mai mult decât atât, iată cât de actual este subiectul unei piese foarte bine scrisă, cu un limbaj adecvat, autentic al adolescenților. Criticul de teatru Costin Tuchilă. Regizat și adaptat de Mihnea Chelaru, spectacolul Pisica Verde de Elise Wilk a avut premiera cu public în această dimineață la Clubul Ramada Majestic. Regizorul Mihnea Chelaru. Pisica Verde vorbește despre o societate distorsionată de către noi părinții, în care adolescenții sunt nevoiți să crească, iar ei nu au instrumentele cu care să lupte împotriva acestor distorsiuni. Mi s-a părut un text foarte actual și foarte important de ascultat, mai ales pentru părinți, fiindcă trebuie să ne dăm seama că dacă adolescenții trec prin ceea ce trec acum, noi le-am strâmbat puțin lumea și le-am scurtat puțin orizontul. Și textul Elisei Wilk mi s-a părut foarte, foarte adevărat și foarte ancorat în realitate. Piesa este cu adolescenți, despre adolescenți, dar pentru părinți. Regizorul Mihnea Chelaru. Pisica Verde este un model iluzoriu creat de Dani, un adolescent care își întreține tatăl alcoolic. Inexistența comunicării, singurătatea, depresia îi provoacă imaginația și îi amplifică lui Dani frustrările. Acestea îl vor duce în final la crimă. După un timp am început să-mi imaginez și alte chestii. Că am o pereche de converși noi, că merg la mare, că sertarul de la noptiere e plin cu gumă de mestecat. M-am gândit că ar fi bine să am și un animal de casă. Așa că mi-am imaginat o pisică. Am vrut să fie mai specială. Așa că mi-am imaginat că are blana verde. În momentul în care o vezi, parcă totul se transformă. Montat până în prezent pe scenele din București, Piatra Neamț, Iași sau Timișoara, spectacolul tinerei și prolifice autoare Elise Wilk se bucură de mare succes. Se pare că și audiția din această dimineață a primei versiuni radiofonice profesioniste din Pisica Verde de Elise Wilk va avea eco. Traducătoarea și profesoara Paula Romanescu și profesor universitar doctor inginer Gheorghe Țiclete, vorbind despre Pisica Verde. Nu cred că este o piesă pentru adolescenți. Este o piesă despre adolescenți. Se adresează deopotrivă și nouă, care suntem de mai multă vreme tot adolescenți, și descoperim cu uimire o lume pe lângă care trecem ignorând-o, plăcându-ne să o ignorăm adesea, pentru că nu ne recunoaștem în modul lor de a fi. Ei nu-l acceptă pe al nostru, nici nu știu cum a fost. Din aceste două neînțelesuri se ivește splendoarea de dramă pe care ne-ați prezentat-o. Cred că noi greșim de multe ori, ăștia care ne dăm marș cu experiență. Pentru că, fiind cu studenții de atâtea ori, eu am fost foarte apropiat de ei și niciodată n-am putut să fac așa cum zicea, mi se reproșa. Dar te rog să fii cum trebuie, distanț, că ești prestigiu. Nu pot, n-am putut și pe chestia asta am văzut că studenții, actualii părinți, care au și ei copii la rândul lor studenți, mi-au dat dreptate în mare. Eu sunt cu ei apropiați, trebuie să înțelegem în ce sens. Asta am spus și la Senat, să nu uităm că și noi am trecut în această fază.